Suntem din nou în direct și avem în această seară invitată la Gândul Live pe doamna Raluca Turcan. Bună seara, doamna Turcan! Bună seara! Ați fost printre susținătorii lui Vasile Blaga la acest congres. V-am văzut acolo pe scenă, alături de domnul Blaga. În același timp, cu doar câteva luni, câțiva ani în urmă, erați unul dintre susținătorii lui Traian Băsescu. Ați fost susținătoarea lui Traian Băsescu și atunci când a fost suspendat președintele. Mi-aduc aminte că ați trecut prin niște momente destul de grele, chiar astăvară la unul din mitingurile pentru susținerea șefului statului la referendumul de demitere. Cum ați primit seara după congres mesajul ăsta? Paradoxal, nu sunt nici fesenistă, sunt și femeie și am și 36 de ani și iată, l-am susținut pe Vasile Blaga și încă, să știți că mai purtăm cicatricile bătăliilor dure pe care le-am dus și pentru președintele Traian Băsescu. Însă, la referendum a fost o bătălie în primul rând pentru statul de drept și pentru că democrația era într-adevăr în pericol din cauza atacului la instituțiile statului. În același timp, eu mi-am propus să fac politică, că din momentul în care am intrat, pe obiective și pe proiecte. Și am fost și probabil că voi fi partener al președintelui Traian Băsescu pentru proiectele pe care domnia sa le-a avut. A avut proiecte de reformă pe educație, pe justiție. Mi s-a părut corect ca om politic să urmăresc reforma în educație și în justiție. A fost suspendat printr-un atac la statul de drept. Mi s-a părut corect să apăr statul de drept. Dacă președintele va mai avea proiecte bune, indiferent de supărarea care poate va fi temporară, voi susține proiectele corecte pentru țară. Da, personal, cum ați luat-o? Totuși, bun, erați emoția nu are și ați fugit cu urnele. Emoția înțeleg. Nu are ce căuta foarte mult în politică, decât poate atunci pe moment. Evident că m-a supărat. Nu m-am regăsit în nicio caracterizare pe care președintele a făcut-o. În același timp, conștientizez că a fost o declarație făcută la supărare. Pentru că domnia s-a postat filmulețul chiar înainte de a se afla de câte ori au fost renumărate voturile, care a fost situația contestației și până la urmă înainte de a afla cât de corect a fost organizat acest vot. Poate că atunci când va avea o imagine mult mai clară despre modul în care 54% dintre membrii PDL au decis să-și aleagă liderul, e posibil să revină la sentimente mai bune. Dacă nu, v-am spus, PDL-ul are propriul drum politic și propriul drum politic nu înseamnă neapărat departe de Traian Băsescu, ci se poate intersecta cu proiectele președintelui Traian Băsescu. În același timp, există o echipă puternică, doritoare să reconstruiască, pentru că PDL-ul în momentul de față este destul de zdruncinat și nu văd de ce ne-ar putea opri să facem politici publice corecte pentru România și să facem politică la USL. Eu n-am fost genul de om politic care să aștept să-mi facă liderul opoziție la USL. Atunci când am avut ceva de contestat, am contestat, am criticat USL-ul când a greșit, am oferit soluții când a fost nevoie și ori de câte ori am putut. Așadar, politica în felul acesta o voi face și de acum înainte. Doamna Elena Udrea, este mai bine să rămână în partid? Doamna Elena, sau să plece? Nu mă veți auzi niciodată spunând că un coleg e bine să plece din PDL. În același timp, cred că PDL-ul are nevoie mai mult decât oricând să fie unit. Și mi-aș fi dorit ca de la această convenție să iasă unit. Și are în același timp nevoie de oameni care să tragă în aceeași direcție, să reconstruiască și să fie onest și credibil. Fac aici o paranteză. PDL a pierdut și din cauza măsurilor de austeritate, pentru că oamenilor nu le place când li se taie veniturile. Însă greșeala de fond a fost lipsa de compasiune, faptul că nu i-am privit
ca partid, mă refer, pe români ca și membrii ai familiei. Chiar asta am și spus la convenție. Românii au fost foarte adesea priviți ca pe niște guvernați care trebuie să îndure. Ori când iei măsuri dificile, trebuie să arăți și compasiune și înțelegere față de traiul de zi cu zi al fiecăruia dintre cei vizați de măsurile pe care tu le iei. Dacă acum vom redeveni credibili și vom pune mai mult suflet și onestitate și vom mai renunța la ipocrizie și la dublu standard, avem șansa să ne reapropiem de români. Mai ales că USL-ul în momentul de față este într-o scădere sau va începe să scadă, pentru că a ajuns la guvernare prin foarte multe neadevăruri. Au pur și simplu au luat mințile, i-au năucit pe români cu promisiunile din campaniile electorale, fără să ofere nici cea mai mică, cum să vă zic, perspectivă că s-ar putea să nu se poată ține de cuvânt. Evident, acum nu pot să facă aproape nimic din ceea ce au promis. Uitați-vă doar la buget și veți vedea că nu sunt bani pentru investiții și de acolo îți curg toate nenorocirile guvernării, pentru că dacă nu ai bani de investiții, n-ai venituri la buget, n-ai locuri de muncă, îți cade puterea de cumpărare și așa mai departe, merg toate în lanț. Asta era pe un lipsa fond... veniturilor la buget, nu e o noutate și nici... Nu, pentru că marele atu al PDL-ului... Nu, marele atu al PDL-ului a fost că s-a concentrat pe diminuarea cheltuielilor și creșterea veniturilor. Din mai multe surse. Eșuând în a o face. Poftim? Eșuând în a o realiza. A stabilizat economia. Aici putem intra într-o discuție. Eu cred că un mare adevăr care trebuie spus este că PDL a stabilizat România și a creat premisele de creștere economică. Asta este credința mea de om politic și nu doar pentru că sunt membru al PDL-ului. Cifrele macroeconomice o arată. La acest fond în care economia era stabilizată, USL-ul a promis foarte mult, n-are nici cea mai mică șansă să se țină de cuvânt, PDL-ul cu credibilitate și onestitate se poate relansa. Depinde foarte mult de noi. Cum ne sudăm echipa, cât de onești suntem între noi. Haideți și să ce fel de oameni. Echipă. Bine. Spuneați că Traian Băsescu poate că a reacționat să fac aici pe o... moment. Da, îmi permiteți să fac o paranteză. Nu vreau să reduc această convenție la înfrângerea lui Traian Băsescu. Această convenție l-a ales pe Vasile Blaga, președintele PDL. Traian Băsescu a susținut-o pe Elena Udrea, însă în competiție a pierdut Elena Udrea și a luat foarte multe voturi și datorită lui Traian Băsescu și lui Emil Boc. Asta nu înseamnă că drumul PDL din perspectiva celor care au câștigat la această convenție s-a separat de Traian Băsescu. Noi rămânem împreună pe proiectele de reformă și de soluții pentru români. Asta o spuneți dumneavoastră. Dar astăzi, să știți după că amiază... nu trebuie să cer aprobarea ca atunci când... Nu, sigur că da, dar astăzi după amiază, haideți să discutăm concret. Ați spus că Traian Băsescu poate a acționat așa la nervi înainte să știe cum au fost de fapt alegerile, așa cum spuneați dumneavoastră. Astăzi după amiază însă șeful administrației prezidențiale, fostul ministru Cristian Diaconescu, alături de ceilalți consilieri ai lui Traian Băsescu, Sebastian Lăzăroiu, chiar și purtătorul de cuvânt Bogdan Oprea, au anunțat, au lansat pe piață Mișcarea Populară. Domnul Cristian Diaconescu, într-o postare pe blog, a vorbit despre ea, iar de pe contul de Facebook, văd că noile mișcări politice se anunță pe Facebook, chiar și președintele Traian Băsescu... Să știți că eu susțin mișcările politice în Parlament. Chiar și Traian Băsescu a preluat inițiativa. Și minunat. A popularizat. Este minunat că președintele dorește dezvoltarea dreptei, întărirea dreptei. Este minunat că o parte dintre consilierii prezidențiali și-au făcut o fundație. E nevoie de centre sau de puncte focare de dezbatere. Însă dacă vor decide să facă politică, primul lucru va fi să-și dea demisia de la Cotroceni, pentru că la Cotroceni nu poți să faci politică activ. Teodor Stolojan, când a decis să lanseze în dezbatere proiectul PLD, și-a dat demisia de la Cotroceni, Partidului Liberal Democrat. Așadar, și ei, dacă vor dori să se implice în politica activă, mi se pare corect să părăsească instituția prezidențială, care trebuie să fie deasupra politicii, care trebuie să mențină
la imaginea președintelui de mediator și de persoană care împarte dreptatea, și să intre și să coboare în lumea reală a politicului, să se ducă și să aducă voturi. E valabilă recomandarea și pentru Traian Băsescu, că și dânsul popularizează mișcarea, a vorbit în acel mesaj adresat pedeliștilor seara despre faptul că se va dedica construcției unei mișcări. Din punctul meu de vedere, corect este ca președintele să susțină această mișcare în limitele constituționale. Să nu își pună în pericol mandatul, pentru că am avut până acum ocazia vigilenței și dorinței de putere a USL-ului. Să nu ignorăm faptul că în USL, în momentul de față, există mici sau mari tensiuni, că Crina Antonescu e posibil să aibă probleme în 2014 să candideze la președinția României și atunci să-și dorească el sau un grup de oameni din jurul lui să aibă alegeri prezidențiale mai repede. Și atunci există varianta ca să apară din ce în ce mai mult presiunea suspendării președintelui. Așadar, dacă domnia sa dorește să susțină dreapta, eu cred că sănătos și pentru președinte și pentru țară este să o susțină în limitele constituționale. Sau, dacă nu, vedeți posibilă o retragere a lui Traian Băsescu de la Cotroceni înainte de terminarea mandatului? Nu, eu cred că președintele mai are foarte multe proiecte de făcut ca președinte al acestei țări. Mandatul său se încheie anul viitor spre final și până atunci poate că va urmări reforma în sănătate, care a rămas restantă guvernării Boc și poate că în dialogul cu USL și cu Victor Ponta va urmări reforma în sănătate. Mai există lucruri de corectat pe justiție. Iată ce se întâmplă cu, să spunem, instituțiile din justiție, DNA, Parchetul General și chiar Curtea Constituțională, și eu cred că președintele are în continuare un rol foarte important în țară. Pentru România. Bun. Și români. Au fost alegerile pentru șefia partidului. S-au încheiat. Vasile Blaga este oficial președinte al PDL în continuare. Mandatul lui Vasile Blaga, pentru că în 2014 urmează o rundă de alegeri europarlamentare, ar trebui pus din nou pe masă după acele alegeri? Sinceră să fiu, un președinte de partid, pentru a-și demonstra performanța, are nevoie de o perioadă mai lungă de timp. Nu poți să reclădești un partid atât de slăbit cum e PDL-ul într-un an de zile. Sper într-o performanță bună la Parlamentul European, însă pentru a vedea eficiența unui mandat ai nevoie de mai mult timp. Nu este exclus ca cei nemulțumiți să aștepte la cotitură, poate că între timp chiar să mai și slăbească temelia PDL-ului și să vadă alegerile pentru Parlamentul European ca o bună ocazie să ceară din nou mandatul lui Vasile Blaga. Eu nu cred că este cazul să ne gândim în momentul de față la alegeri după Parlamentul European. Chiar nu văd de ce. Și ăsta a fost și un motiv pentru care l-am susținut pe Vasile Blaga. Practic, el a preluat conducerea partidului în mai, la final de mai, și pe 5 iunie, la doar 5 zile, a fost suspendat președintele. A fost o bătălie la referendum, după care a fost bătălia privind numărul de alegători, după care am intrat în alegerile generale. Practic, au fost doar momente politice extrem de tensionate, în care această etapă de reconstrucție a organizațiilor la firul ierbii n-a putut să se producă și partidul de asta are nevoie. Are nevoie de muncă în teritoriu. Sunt organizații complet amorțite. Acolo trebuie redată viața, trebuie făcute organizații de la secțiile de votare până la modul în care își promovează politicile locale și naționale. Este multă treabă. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit în seara asta la Gândul Live. Urmează și alte alegeri în PDL, cele pentru întreaga conducere a formațiunii. Vă vom invita din nou atunci să vedem
cum vor decurge. Sper că nu o să mai fie acuzații din asta de fugit cu urna sau așa mai departe. Da, aici, dacă îmi permiteți, rămân cu o părere de rău, pentru că a fost cea mai legitimă convenție a PDL-ului. Și aceste acuzații, în condițiile în care acolo au fost prezenți oameni din toate moțiunile, a fost o transparență ieșită din comuna votului, nu fac decât să genereze un start mai puțin bun pentru Vasile Blaga și echipa lui. Eu sper însă că vom avea suficientă forță și determinare să oferim, în primul rând, României un PDL mai puternic. Încă o dată mulțumesc, o seară bună!